Când faceți curățenie, cum, cum procedați? Dăm foc, încărcăm bălegarul. Dați foc, da, plecați de lângă... Nu, până că nu plecăm, că avem strâmtoare și dacă plecăm, luăm și noi foc. Și vecinii, nu? Și vecinii. Da? Așa se face, să supravegheți. Da? Da? Dacă nu supravegheți, noi avem strâmtoare. Da. Por la treabă atunci. Când faceți curățenie în grădină și dați foc la, la ce curățat acolo, să nu părăsiți locul respectiv, să-l supravegheați până la stingere. Când s-a stins, o găleată de apă sau pământ punem peste cenușa respectivă, da? Da? Pompierii au luat la pas ulițele din comuna Pătulele, au stat de vorbă cu oamenii pentru a le reaminti, în primul rând, că nu trebuie să lase focul nesupravegheat, mai ales în câmp deschis. Să nu cumva să adorm focul aprins bă, și în sobă, nu, da? Nu, că, ați văzut câte incendii s-au întâmplat? Nu, nici în casă nu-l las, că la vatră. Păi nici în casă nu este voie și la vatră acolo îl supravegheați. La vatră am pătul, uite, că le așa. Și poate lua foc, la da? La foc și eu stau și-l stâng și mă duc și mă pun. Mă arată, nu. N-am. Cum ați curățat terenurile? Păi da, dacă a dat altul foc, a venit focul și la noi. Dar în curtea dumneavoastră, resturile vegetale, ce faceți cu ele? Ne dăm un foc și stăm lângă el până când arde. Nu plecăm de acolo. S-a urmărit ca materialele să fie diseminate în rândul cetățenilor și ca aceștia să ia la cunoștință de măsurile care trebuie respectate. Problemele au început deja să apară. Un incendiu de vegetație uscată a cuprins 2 hectare din localitatea Topleți, iar forțele de intervenție au fost nevoite să meargă pe jos aproximativ 2 km. Pentru evitarea unor astfel de evenimente în sezonul de primăvară, pompierii recomandă cetățenilor să țină cont de unele sfaturi atunci când își igienizează terenurile. Dacă vor să igienizeze terenurile prin ardere, este voie, dar cum? Nu dai foc la miriște, pentru că, repet, dacă dă foc la miriște, vine apia și nu mai primește subvențiile. Dar se pot, celelalte categorii de terenuri, se pot igieniza prin tăierea vegetației uscate, adunarea ei în grămezi și arderea ei cu luarea măsurilor de, de protecție necesare, în sensul foc supravegheat, să aibă o găleată cu apă acolo, lopată la îndemână. În anul 2013, pompierii au intervenit pentru stingerea a 199 de incendii de vegetație uscată.